Bună, sunt Cristina, sunt alături de Alex de la FC București. Bună, Alex! Bună! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? A fost un meci facil, nu știu, adversarii s-au prezentat într-o formă slabă și am profitat de asta și am reușit să câștigăm într-o manieră categorică. Povestește-ne puțin despre prima și a doua repriză, cum s-a desfășurat. Păi, prima și a doua repriză au semănat, au fost identice, în care noi am dominat și... Nu știu, au avut și puțin ghinion colegii noștri și au ratat mult. Și au avut un gol norocos. Sunteți mândri, dezamăgiți? Crezi că puteau mai mult? N-ați avut probabil un adversar foarte dificil. Da, am fi vrut să fie și ei mai în formă și să fie un meci mai strâns. Da? S-a rupt foarte repede. Au făcut două greșeli la început atunci și după aceea s-a rupt totuși. Nu și-au mai revenit, din păcate. Ce crezi că au ei în minus sau ce au avut în minus în seara aceasta? Păi, în primul rând, n-au avut rezerve. Este un minus. Cred că le-a fost greu să se concentreze și cred că nu și-au dorit. Nu știu ce s-a întâmplat. Au fost obosiți, nu pot să îmi explic. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. Mulțumesc și vouă la fel. O seară bună. Mulțumesc la fel, la revedere. Nu uitați să dați like paginii Liga Prietenii și să vizitați site-ul oficial ligaprietenii.com. Să ne mulțumim sponsorilor de la Cipita Stars. Vă pup, o seară bună!